Datele sondajului arată că eu voi acumula cele mai multe voturi în primul tur și am cele mai multe șanse pentru a-l învinge pe candidatul socialiștilor în turul 2. Pe baza acestor date, reprezentanții celor trei partide au discutat sprijinirea candidaturii mele la funcția de președinte. În următoarele câteva zile, partidele vor convoca forurile executive pentru a lua o decizie finală.